Sute de gospodării din județul Harghita, în vestul României, au fost inundate după o ploaie torențială de câteva ore. Hidrologii au emis cod roșu de precipitații. Inundații provocate de ploile abundente au fost și în județul Maramureș. Zeci de hectare de terenuri agricole au fost acoperite de ape și două poduri s-au prăbușit. Sute de case au fost inundate de apele care pe alocuri depășeau un metru adâncime. Meteorologii români spun că vremea va continua să se încălzească, dar instabilitatea atmosferică va fi ridicată. Furtuni de vară și ploi torențiale vor mătura România în această săptămână.